Preotul nu a terminat încă ultimele vorbe la slujba din cimitirul din Uricani. Sute de oameni au venit să și-a rămas bun de la inginerul Iulian Stoi. Corina Belteu este acum la Uricani. Corina, ce spun colegii inginerului? Colegii inginerului nu au mai putut spune decât că nu le vine să creadă că sunt aici să-și ia adio de la colegul lor. Ei știu că atunci când intră în subteran își riscă viața, însă de fiecare dată speră să nu li se întâmplă lor. Aici în cimitirul de la Uricani este tristețe mare, de altfel în toate Valea Jiului este tristețe astăzi. În județul Hunedoara s-a decretat zi de doliu. După înmormântări, anchetatorii vor continua să discute cu colegii minerilor decedați sâmbătă după amiază. Un procuror și împreună cu o echipă tehnică vor să stabilească dacă în momentul exploziei aparatura care măsura concentrația de gaz metan funcționa corespunzător. Mulțumesc pentru informații, Corina.